Bună ziua! Numele meu este Loredana Șerban, lupt de 7 ani cu infertilitatea. În cele din urmă, visul meu a devenit realitate, nesperând că se va mai întâmpla. Chiar ne gândisem să mergem și pe partea de adopție, dacă partea de fertilizare in vitro nu va avea rezultat, dar că se pare că și cel mai mare vis se poate împlini și poate deveni realitate, când nu mai speri. Anul trecut am hotărât să mergem pe ideea de a face fertilizare in vitro. Trebuie să recunosc că câțiva ani mi-a fost frică de această procedură, gândindu-mă la riscuri, pentru că m-am tot documentat și mi-a fost frică, gândindu-mă că poate declanșa orice, și pe parte hormonală și eu știu ce altă boală. Am o cunoștință, o prietenă care încercase fertilizări in vitro în străinătate, a reușit în cele din urmă să-și aibă fetița. Și discutăm cu ea și încurajându-mă și povestindu-mi, cred că și de asta aveam nevoie, de cineva care să-mi spună tot demersul, pentru că oamenii nu prea vorbesc. Cei care trec prin asta au o reținere în a vorbi, în a povesti. Cred că e un tabu încă, probabil se gândesc că lumea îi va judeca că au avut un copil astfel, pentru că oamenii chiar judecă enorm de mult. Am văzut foarte multe comentarii răutăcioase pe această temă, pe parte de biserică, pe parte de orice altceva, adică de ce alegem să facem asta, de ce am stat atâția ani și n-am avut un copil, de ce când a trebuit să-l facem nu l-am făcut, doar că oamenii nu înțeleg că am încercat, adică 7 ani cel puțin eu am încercat tot ce s-a putut, de la operații, la tratamente, la tot ce s-a putut, pentru că mi se spunea că putem face un copil pe cale naturală. Nu trebuie să ajungem la o procedură de fertilizare in vitro. După am conștientizat că ani trec, rezerva ovariană se duce, și nu mai avem șanse. Am zis, hai să încercăm, să vedem ce se întâmplă. Am încercat prima dată cu o seminare, nu a reușit, dar doctor ne-a susținut în permanență și după a spus, ok, nu are rost să încercăm mai multe seminări pentru că nu văd rostul, vom merge direct pe fertilizare in vitro. De la început, de când am avut embriotransferul, nu m-am gândit că nu voi reuși. Adică eu am rămas însărcinată în septembrie, am aflat că sunt însărcinată și deja în octombrie-noiembrie ne cumpăram pătuțul, căruțul și tot ce aveam nevoie. Toată lumea spunea că de ce fac asta, că se poate întâmpla orice, că n-aștept să văd, că dacă e vreo problemă la ecografii, să nu fie vreo malformație, bine, lumea gândește, e fertilizare in vitro, copilul poate avea probleme. Tot o gândire greșită. Am pentru ce trăi. Adică, nu știu, e un sentiment, ai pentru ce merge mai departe. Înainte erau zile normale. Mergeam la servici și cam atât, dar acum tot timpul e al ei, toată ziua e a ei. Avem un țel pe mai departe, adică ai pentru cine și pentru ce. Da, mama, se spune și povestea de ce te cheamă pe tine Ruxandra, pentru că am din prima zi în care am cunoscut-o pe doamna doctor Ruxandra Dumitrescu, noi întotdeauna ne-am dorit o fetiță și am spus că dacă se va întâmpla să avem o fetiță, îi va purta numele. Pentru că așa îmi voi aminti toată viața de cine mi-a îndeplinit cel mai mare vis de a deveni părinte. Spune, mama, da? Vorbim și noi? Puțin? Ai salutat? Bravo! Da, mama, și un zâmbet? Da? Bravo, mama! Am și zâmbit.